Bună seara, bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Ce faceți? Bună seara, dragi prieteni! Hai, nu mai pregătiți! Hai, stai, Alinu, da, hai, acum ați pregătit de pomană! Dica, Ianca, Ianca! Am pregătit masa și am pregătit și noi să dăm de pomană. Alini! Hai, Alini! Au, hai, baba! Hai, dă-i că de mișto, Alini! Hai, hai, să venim, gata! Ale tu, Alini, te avem ca de-a Domnul, le Iuliecu, le Iisusucu, hai mai ca Domnului. Hai, gătul. Unde pune? Unde pune? Pune aici, na, gata, 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 gata. Aici. Alini, te avem la Domnul, e Sfânta Paraschivă, a Sfântul Grigorie, a Sfânta Paraschivă. Hai. Hai, nebutoane. Da. Alo. Ce avem angrociu, da. Papo Giurgi, angrau Brătian, angrei Câmpiana. Un din un pe fășa mea fața. Boda prosă, boda prosă. Să fie înaintea lui socru meu, lui mama lui, lui tata lui. Aici am dat pentru Sfântul Grigore, da, pentru Sfânta Paraschivă. Boda prosă, hai să mâncăm un puțin, că așa e bine. Da, pește, ouă, brânză, mămăligă. Așa să dă. Și am pus așa farfurii. Pune-i Alici tu jos aici și mănâncă. Așa mâncăm, zic cu mâna. Așa să mâncă. Hai, Alina. Pești. Ia, Alina, și tu pești. Așa nu mănâncă, zic Alina. Nu mănâncă, nu vrea că fi mâncă. Ia, Alina, nu mănâncă. Alina, hai să mănânci. Nu mănâncă. Opa! Nu mai țupa. Hai. Hai să vedem să mâncă așa. Ia, pești. Mașu. Alina nu mai țipa. Și aici avem altă masă. Aici avem pregătire. Aici avem curcani, rânza, beciu. Ai zis că vine și ursul pe la mine în vizită? Hai, Alina! Poftim? Alina! Ha, pe ursul, pe Alina. Vine eu! Bă, zis că vine, dacă nu știu, dacă pe Alina l-am chemat. Alina e acasă? Da, e acasă, Alina. Poate să vină și ea. Dă și mie o șervețe, că nu pot să... Mama, în seara asta cred că bei, nu? Ne? Tu bei în seara asta? Am bea. Mă zic la pește. Dă-mi puțin. Cine te sună? Sâca a dat telefon din pușcărie. Ah. Și ne-a iertat. Trebuie să aduci mic telefonul în față, vorbim și noi cu el. A fost să nu sunt multe. Da, n-are... N-are și minute, nu. Telefonile alea... Da, consum, așa e. Nu-i trebuie să sună la toată lumea. Acum creditul s-a scumpit? Da. Și de-aia mi-a dat telefon și l-am iertat și eu. Aici cine sună, mama? Te sună maică ta? Bam. Alina, telefonul meu la ea și sună în continuu. La pe hărța aia n-a s-a dat. Ia zi, bunicu. Sunt chiar obosită. Ești obosită? Mi-a trebuit oboseala și pregătire astăzi. Acum, făcut după masă, la, la pește, am spart peștele afară, cu un frig. Mămăligă. Și de ce nu... Eu am dat numele Domnului ei, i-am dat cum dă ei, de pomană. Asta e, băutură nu mai dăm, așa să dăm. Cu mămăligă, cu ouă, cu brânză, cu pește. Hai, Alina, mănâncă și pește. Asta e, dragi prieteni. Ce să facem? Alina, mănâncă. E post, am fript în frică. Nu l-am făcut mie și ne trebuie de părbă. Nu l-am fript în frică. Am mănâncă, hai. Eu mâncai, gata, eu mâncai. Da, sau se curtea în cadetele. Ce să mai? Eu mă filmez. Dar tu scămi. Hai, ce mănâncă, Alina, ou? Am vorbit mai devreme cu ursul, dacă vine ursul, faci un live cu el. Fac. Dar vine. Dar așa mi-a promis. Nu mă să vină. Până ai spus că ne ducem și noi la ei. Păi vin și ei la noi, ne duce și noi la ei? Da, toată lumea de alte. Păi ce, așa se duce? Da. Dar drobăitul? Da, drobăitul. Ne duce. Dar să vină ei întâi. Da? Așa, și așa nu mai avem pe ei. Nu mai avem măi... Ce nu mai avem? Ah, acum da, nu mai avem măsafiri. Da, ce fură asta, gata. Da. Hoanilor, mă... Auzi că n-am Da.
Am avut și musafiri. Sunt și oameni care nu putem să filmăm cu mine la noi, să mâncare. Chiar nu au canale și nu vreau oameni. Sunt oameni care normal, sunt felul lor. Și din cauza asta, astăzi am tăiat răzat. Nu putem să obligăm oamenii. Și nu putem să filmăm noi oamenii. Dar asta mai bună mâncare. Cea mai ușoară mâncare. Eu l-am mâncat și el. Uite, am tăiat răzat. O brânză, o mă și cu pește. Cea mai bună mâncare. Uitați, am tăiat rânza, a venit Cruschi, a venit musafirii, neamurile la noi, cum avem noi și, na, noi sunt niște oameni mai diferiți și nu putem să le obligăm, noi să le filmăm. Dar oricum o mâncăm și pe aia de acolo. O mâncăm? Oricum o mâncăm și pe aia. Până mâine o mâncăm. Să fie Dumnezeu să mănânc, dar n-ai mâncat și tu un pic, că mănânc de aici și m-am pus pe aici. Dar oricum n-am mâncat de acolo. Ce, e sărată brânza? E și sărată. Iar s-a umflat măsoară. Brânza e sărată. Se vede. Ia să vedem. Nu e sărată, mănâncă-și pe mâncă-și 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 pe Nu mă duci ca o nu mai nu e afară stradina. Și nu e fric de nou, n-am văzut așa ceva. Nu mai e fric de fric. Păi și știi cât anunță? Până în joi anunță vremea asta. Zăpadă așa. Că până când să ne? Până joi. Până joi. Da. Și luni și marți s-a anunțat că e fric foarte rău. Unde tu vă scămin? Hai stăm aici, Alina. Hai, stai și tu de vorbă, ești cu bunica. Alina, ce mănânci? Ou? E bun ou. I-am pun într-o farfurie să duc la fetele ăștia pe alea la vecini. Păi trebuie să dai. Pun și rânză, pun și pește, pun și mămăligă. Să duc la vecini aici așa, să pun într-o farfurie. Sarmale făcură, nu le dai. Nu, nu, nu le dau sarmale, dau rânză, pești. Din curcan să duc la vecini. Așa mei. Da. Pe n-aș fi greu. Da. Ce? Da. Da, dragi prieteni. Da. Am revenit. Ia. Să mai vorbim, să vă mai povestim. Că nu am putut să mă duc ieri la Anca, a fost obosită. Ea s-a apucat târziu de pregătirile pentru oastea seara. Noi făcusem mai devreme, dar i-a pregătit pachet pentru soacră sa, pachet pentru Leo. Și de aia a făcut mai târziu. Eu acum n-am avut timp să-i dau și telefonul. Să văd, a terminat și ea. Am zis să mă duc la aia, lasă, nu mai veni, stai acasă. Să nu mai mă pună pe drum. Ieri. Păi și ieri a fost frig. A fost frig, dar n-a fost ca... Și așa mă duceam, nu mă duceam, dar aveam și noi treabă. Cu fata asta trebuie să vorbim numai după ea. Ce să mai mă duc? Să stau acasă. Să fiu atentă, să mă duc după ea. Să descurc ca și ea, cu noi sau cum cu copiii. Am discutat, am terminat. Când puteam, de multe eram în cină, stăteam acolo la ea, pregăteam toate treburile. Îi scăldam copiii și dormeam acolo. Da? Da. Că era baba acasă, soacră mea. Și era cu fiul său, îi pregătea aia mâncare de aia. Da? Aveam nădejde în ea. Păi era norolii de Sârbia. Ce să fac? Acum nu mai am putere, nu mai am curaj. Mai stau așa, mai vine ei la mine. Mai mă ia și ea cu mașina pe mine. Cât are timp. Mai mergem în oraș. Mai ne plimbăm, mai ui și eu de necazuri. La medicamente, mai când avem să cumpărăm ceva. Eu mă duc pe seama. Ce să mai fac? Asta se tapă. Ei, mă duc să iei curia seama. Dragi prieteni. Mă descurc cu Anca aici, cu copiii. Vă descurcați, a? Ne descurcăm. Și când o veni să ne certăm o dată. O să ne certăm. Dar să mă asculti, dar eu nu mă asculti. O să iei și bătaie de la mine. Ia uzi. S-a promis bătaie. Tu crezi că eu sunt bună? Eu zic. Vezi cum... Omul al bun să face rău. Păi. Da. Și cu soare, că am bătut. Acum spui tot adevărul, a? Dar nu m-a ascultat.
Dacă ea dădea cu gura înainte. Da. Să lasă, zi, lasă că să-mi bacă ei, să ceartă ei. Cu copilul lui, i-am spus. Era o discuție între ei. Pentru niște bani, dar ce nici nu mai sunt minte. Și ea s-a băgat ea, zi, lasă să-l ia, că să descurcă ea, mă, nu mă bagă. Nu mă bag nici el, nu te bag nici tu. Ce să tacă? Alina e obosită, toată ziua îmi vreau până de unde am fost noi pe la... cu scripa, ce a fost cu noi. Băi, eu n-am știut atât de ziua. Și vremea asta... S-a dus și ea. Ninge, afară ninge la mea aici. Da. Chiar m-a supărat. Nu era nici îmbrăcată pe frigul ăsta. Și neîmbrăcată, bine? Să îmbolnăvească ea. Nu, că i-am dat eu, i-am aruncat în mașină fesul și jăcuța. Și crezi că le-a luat? Am îmbrăcat-o eu. Am îmbrăcat-o final după, dacă a fost el, am știut, am unii de genul îmbrăcat. Înăgește. E cald, o scaldă transpirație și nu mă răcesc. Câtă treabă toată să-l o... Când să iardă, de sară? De sară să iardă. Aha. Asta vreau să spun la prieteni, dragi prieteni, să vă spun cum e la noi în seara asta. De la persoană la persoană, să spune să iartă, să se ierte din partea mea sau din partea la persoana respectivă. Să iartă în seara asta, așa să spune, să sună cu telefon. Nu stai, nu stai la fetiță, colegă, dar sunt vreo fata cu, cu fata mică, o vecină. Vreau. Da. Și așa obiceiul în seara asta la noi și să sună la neamuri, bă, eu te iert de la mine, cum să spune? Să fii iertat. De jumătate din partea mea și jumătate de la Domnul Dumnezeu. Da. Și să iartă, da. Așa, așa e ce foarte vechi la noi. Așa făcea mai bătrâne. Așa făcea mai bătrâne, așa trebuie să facem și noi. Obiceiul ăsta nu putem să-l pierdem. Îl ținem moștenire. Acum sică mi-a dat și m-a iertat. Și pe mine, și pe frate, și pe Botonul, și pe Sârmia, și copiii, și Anca, pe toți. Dar nu mai zi mie numele secret. Ce spui? Nu mai zi numele secret. Cu toate că nu i-am s-a blestemat, dar așa se iartă. Nu, acum nu să nu înțelegeți că ne-am blestemat în viață. Dar așa e obiceiul ăsta, sunt multe obiceiuri, toate, tot ce vedeți și pe mese la noi, la toate sărbătorile care le-am văzut până acum la noi, sunt obiceiuri de la mai bătrâni, din moi strămoși și așa trebuie să facem și noi mai departe și copiii noștri la fel, nepoții la fel. Așa este la noi, sunt multe obiceiuri care încă nu le știți. Cum făceau bătrânii? Ieșeau afară în drum. Și se ierta afară la poartă, în drum. Făcea foc. Drumul mare, făcea foc. Acum unde? Că s-a cam mai înboierit lumea numai. Și ieșeau afară și se ierta. Acum mai există celularul. Și ziceau, să fiți iertați și de la mine și de la Dumnezeu. E jumătate de la mine, jumătate de la Dumnezeu. Așa se zicea bătrânii. Da. Și zicea și el la fel pe toată lumea. Avea cai, dătea la cai. Și nu respectăm. Mămăligă și slănină din aia grasă. Aha. Iar cum pomana care să, cum am dat noi mai înainte de pomana, n-ai ce a văzut dumneavoastră mai înainte aceea, așa se dă la familie, pentru că nu este, nu vine nimeni acum. Am mai dus, eu am dus la două femei. Da, dacă este ocazia să vină cineva din afara familiei, este foarte bine, dar... Na, uitați că de nu mai nu este lume. Uite, eu am dus acum, am dus două farfurii. Ocazia aia să... ar fi frumos. Acum fiși că e multă lume, plec la neamuri, plec mai departe. Da. Uite, am dus noi, acum duce și bătrâna la nepoție peste drum. Eu am dus la două fete. Păi chiar de multe ori ieșim în stradă să căutăm pe cineva să vină, să dăm de pomană, dar de multe ori nu găsești. Da. Cum am făcut cu piefile, am dat aici în familie și după aia am împărțit. Am dus la maică, am dus la sorul meu, am dus la vecine aici, la două vecine. Am împărțit după aia să dă, știi? Că după aia am dat și noi o dată la mine. Acum știu vorba dumneavoastră, de multe ori a spus că este multe lume necăjită și așa mai departe.
N-am putut acum să luăm mașina, să plecăm prin sat, să căutăm lumea. Nu, dar este bine. Și mulți se spun că am adus mâncare stricată, care nu ne-a mai plăcut nouă și... Da. Și le-o dăm lor. Și atunci și refuză și nu este bine. Hai să... Să refuză pomană. Dani, și... da. Ia spune și noi, a fost acum 2 ani, a fost ziua Paraschiei, Sfânta Paraschiei. Noi ne-am dus în oraș și am făcut prăsuțe. Pentru Sfânta Paraschiei, cu fructe, cu sucuri, cu banane, cu struguri, cu... Ce-am pus noi acolo în prăsuț. Și am venit acasă și treceau copiii pe stradă din ăștia care erau mai sărmani, mai sărați. Și le-am dat la și tot. Și ce fac părinților? Ia fructele ea și îți aduc și le arunc. Și le arunc în canalizarea drumului. Și știi ce zice? Ce ați dat voi la copiii mei de pomană? Și s-au supărat și au venit la noi și spune ce le dați voi la copiii noștri. Era pocăite. Noi n-avem ce mânca. Și era pocăite ele, mamele. Nu era, era una păi chiar ele. Din contră, dar așa. Erau pocăite. Și le-au luat. Și le-au aruncat și zice, uite, le-am aruncat acolo lângă gard. Și m-am enervat atât. Cum adică dacă nu știi că nu le-ai luat, de ce le-ai aruncat? Trebuia să le aduci înapoi, că le duceam la alță. Să le duceam la alță, zice. Și iar mai există o vorbă, că multă lume care zice că de ce ne rugăm la Sfinți și așa mai departe. Noi ne rugăm și la Domnul Dumnezeu, și la Sfinți, și la tot. Nu strică să ne rugăm și la Sfinți. Și la Dumnezeu nu strică. Treaba asta, părerea mea. Cum? Și Sfinții le-a lăsat Dumnezeu? Ca să, prin Sfinții, da. Să ne ocrutească Dumnezeu. Dacă ne rugăm și la... Chiar chestia asta, mai am avut o discuție asta iar cu o persoană la Timișoara. O de-a stat noi acolo. Și tot așa spunea că la ce vă duce? Povestea mea a fost atunci... Am fost plecat la părintele Arsenie Buca și povesteam ce am făcut acolo, cum am fost acolo frumos. Și el atunci spuneți că la ce mergeți la Sfinți să vă rugați la Sfinți? Există numai un Dumnezeu. Da, există un Dumnezeu. Ne rugăm și la Dumnezeu, ne rugăm și la Sfinți. Da, știi ce mi-a spus cineva? Căci că există mai mulți Dumnezei. Nu e adevărat. Că există mai mulți Dumnezei. Acum, nici noi, Fernando, nu știm cum este mai bine. Numai Dumnezeu știe cum este bine. Acum, noi suntem niște păcătoși. Ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Ne rugăm pentru mersoare mai bine, pentru sănătate, pentru la Dumnezeu. Și la Sfinții, la Nicola, dar da. Acum, că o fi bine, că nu o fi bine, numai Dumnezeu știe. Ăsta, nu putem să știm niciodată. Da. Era un om mai în vârstă la Șanda. Da, a fost un om foarte... Ia spune, ce spunea omul ăla la Șanda? La Sân Mihai, german, acolo, era la Așa, cum a zis? Dumnezeu, ce spunem că... Acum, spun ce a spus omul ăla, noi n-am fost de acord, că l-am contrazis. Zice, mai oameni... Da, chiar erau contrazicere acolo în discuția aia și atunci am... Dacă am văzut așa, l-am lăsat așa, n-am mai zis. Mă, oameni, zice, de ce vă rugați la Dumnezeu? L-ați văzut pe Dumnezeu? Voi știți se există sau nu există Dumnezeu? Da. De unde știți voi? Și dacă nu există niciun Dumnezeu? Și a zis, Doamne, nu este treaba, că nu e frumos ce vorbești. Noi zicem că există cineva acolo sus care ne ține. Da, păi, noi credem. Altfel... Da, și zicem, ce voi l-ați văzut pe Dumnezeu? L-a văzut cineva, ce pe Iisus l-a văzut lumea, pe Maica, zice. Da, acum trebuia să... Să comentăm noi lucrul ăsta de când e lumea asta făcută și acum ajungem noi să comentăm noi l-am lăsat acolo după ce am vorbit, el ce am vorbit. L-am lăsat să vorbim. Dom'le, cum să nu există Dumnezeu? Cine mai a văzut treaba asta? Nu, Dumnezeu, zice, ce l-ai văzut pe Dumnezeu? Zice, toată lumea care este, care există pe pământul ăsta. Nu, zice omul ăla. Slavă la Dumnezeu. Da, dar el a zis că nu există Dumnezeu. Omul ăla, zice atunci. Și noi l-am lăsat în pace și l-am lăsat să vorbească ce vrea, zice, cum adică? Ce... Bun, hai să încheiem și noi să încheiem subiectul ăsta. Nu, dar mai am minutul. Cu toate că sunt ăștia acum, care sunt mai multe... Nu, dar nu vă dați ce familie. Acum nu știu care o fi mai bună, o fi ortodoxia mai bună, mai credincioasă sau...
Nu putem merge acum e mama, cum să zice asta, apostolică, care sunt mai multe, mai multe, care... Na, acum să fie toate într-un loc, nu știu ce fi, să fim toți credincioși, tot la Dumnezeu ne rugăm. Tată, el la revedere! Fernanda, dragi tu vecii nostru, cum există vecii nostru! Și vă mulțumim pentru... vizionare. Pentru că sunteți cu noi alături și... Arată sară și la prieten, Beciu. Ia sară și uitați Beciu nostru cum este tradițional, dragi prieten. Și să tai așa felii și să dă la oameni. Ia pune mai aproape, Fernanda. Uitați Beciu. Așa, asta este rânda. Care pregătim noi, dragi prieten. Ăsta e curcanul? Ce ăsta e curcanul? Mai facem ce spirit de curcan, da? Dar ăștia cred că sunt curcani țigănești. Ah, Fernanda, curcan, hai, Fernandu, luați-vă la revedere. La revedere, multă sănătate. Revedere, să fiți iertați și de la noi și de la Dumnezeu pe jumătate și de la toată lumea. Da, să fiți iertați, dragi prieteni, din partea noastră, de la noi pe jumătate și de la Domnul Dumnezeu, să fiți iertați, să fiți sănătoși. Să vă fie de bine. Să fie multă, multă sănătate, vă dorim din partea noastră să vă fie bine și să auzim sănătate. Și să fie pace în lume. Pace în lume, să nu se mai bată oamenii ăștia. Eu vă rog multă cuvântare în noaptea asta, să aveți o noapte cuvântată, dragi prieteni. Nu mai ieri și tu, mamă. Să fie iertați de la Dumnezeu. Nu putem acum. Nu, ei, ai toată treaba. Hai, la revedere! Cărpa, Alina! Alina, cărpa, că